Bună seara, ne zic la propunerea de suplimentul nostru. Tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a 5-a. Problema 15 de la pagina 130. 15 de la 130. Sunt teren agricol, are 2400 de hectare. Deci, da. 2400 de hectare. Aria suprafeței e dată cu 2400 hectare. Hectare. Din acestea, 15-8 s-au cultivat cu porumb. Da. Ha, parcă nu? Da. Hectare. Da. Da. 15-8 cu porumb. 5-8 din porumb. Da. Porumb. 4-9 din rest s-a cultivat cu grâu. 4-9 din rest. Cu grâu. Cu grâu. Iar restul cu speclă. Iar al doilea rest. Da. Da. Speclă. Din, da. Din restul 1, din el 1 aici, părinte, după ce s-au pus porumb. Rest 2, speclă. Speclă. A. Calculați suprafața cultivată cu porumb și apoi suprafața cultivată cu grâu. B. Scrie sub formă de procent suprafața cultivată cu speclă. Amic. Calculați. Suprafața cultivată cu porumb. Apoi suprafața cultivată cu grâu. Grâu. Și secla... Și după aceea sub formă de procent suprafața cultivată cu speclă. Da. În procent. În procent. Suprafața cu speclă. Așa. E tema lor. E tema lor. Gândește la ceva. Rezolvă problema asta până la capăt. Darea, se dau eu următoarea sumă. Calculez suma S egal cu 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5. Am făcut ceva așa în genul ăsta, n-am făcut, nu? Okay. 1 supra 1 ori 2, hai să zic așa, 1 ori 2, să las așa mai ușor. 1 supra 2 ori 3 plus și am arătat 1 supra 100 ori 101. Gândește-i, nu neapărat. Da, urmează și aici, ca să facă. Să urmează și aici, sigur că da. Da. Mergem în paralel, adică exact. Dacă și-a terminat, da. Aici o să meargă dincolo. Deci, copii, am o suprafață totală de 2400 de hectare. Hai să o reprezint suprafața asta printr-un segment. Asta e suprafața totală de 2400 de hectare. 2400. Zice 5 octini cu porumb. Ce înseamnă că 5 octini cu porumb? Împărțim în 8 părți și... Împărțim în 8 părți. În clasa 4-a puteam face probleme de acestea, da? În așa metoda, cum spuneam noi, metoda figurativă. Da. Da? Metoda figurativă. Împărțim asta în 8. Ce înseamnă în 8? Împărțim în 2, iată, am împărțit acum în 4, și încă o dată în 2 peste tot, fiecare în 2, și am făcut cele 8 optimi. Cele 8 optimi. 5 din ele, 5 din ele, 5 din aceste optimi, 1, 2, 3, 4, 5, îs cu cine? Cu porumb. Ați putea să aflați cât, care sunt suprafața cu porumb? Dacă ați putea afla suprafața cu porumb. Să răspundem la prima întrebare. Păi ce s-a făcut toată suprafața asta? A fost împărțită în câte părți? Davide, câte a fost împărțită? 8 părți pe față și 8 părți, am luat doar 5 părți. N-am putea să vedem câte este singură parte?
Fălăște. Adică cum? O parte în unul. O parte de aici. Păi împărțim pe 2400, toate suprafața. Da, împărțim la... La 8. La 8 și după aia... Ca 8 se ne dea o singură parte și până mulțim cu 5. Deci, ca să aflăm cât reprezintă poruncul, da? Deci aflăm, prima chestiune, aflăm cât a fost cultivat cu porumb. Pentru asta n-am făcut decât 2400 să împărțim la cât? La 8. Da? 2400 am împărțit la 8. Și până mulțim cu 5. Da? Împărțim la 8 și până mulțim cu 5. Face cât? O 15.000. 3 ori 24, 300. 300. Ori 5. Care face cât? 300? 1500. 1500 hectare, da? 1500 hectare. Cu porumb. Adică trebuia să gândim așa, noi am muncit aici. Cu segmente, cu nu știu ce, dar trebuia să spunem așa. Ca afla fracția dintr-un număr, dintr-un total, a afla fracția dintr-un total, înseamnă să mulțim fracția asta 15 ori cu suprafața toată, cu 2400. Pe 1. Deci afla cât reprezintă porumbul, înseamnă fracția o mulțim cu 2400 cu toată suprafața. Deci afla fracția dintr-un mânt, mulțim numărul cu fracția respectivă. Și cât am făcut aici? 1500, da? Au fost egal cu 1500. Aici vom fi 24, 2400 scientific și face 300, ori 5, 1500 hectare. Da. Deci, eu am mers și pe nivelul ăsta ca să înțelegeți voi ce s-a întâmplat ca fenomen. Ca fenomen asta s-a întâmplat. Am împărțit tot întregul în 8, da? Și am mulțit cu 5. Deci tot întregul în 8 și am mulțit cu 5. Da. Și acum din 1500. Dar cine ce e din rest? Adică din cine? Din 1500, că e din restul. Cum? 1500 e restul? Ce reprezintă 1500? Porumbul cât s-a cultivat? Asta e 1500, vezi? 1500 hectare este cât s-a cultivat porumbul. Păi dacă și eu, domnul s-ar face cum ați învățat în clasa 4. Adică? Ultimele trei le împart cu câte 4. Dar restul, tu mai complicat pe mine un pic. Ori nu a fost atent. Te-ai spus că restul 1500. 1500 e restul? Nu. Cât e restul? Restul e... Îi bate suprafața. Din 2400 scădeți de 1500. Păi da, asta. Păi da, dar tu mi-ai spus dintr-un restul e 1500. Ai pronunțat de două ori asta. Nu, restul este ce urmează acum. Din 2000. Deci aflăm restul etapa următoare. Aflăm. Ierul, primul rest, care înseamnă, din 2400 hectare, scădem pe 1500 hectare, care îmi dă cât? 900 de hectare. Face 900 hectare. Și o să fie 400 egal. De ce 400? Păi împar la 94 4. De cine împar la 4? Pe 900. Și să fie 400. Ca să luăm 4 noim, da? Deci 4 noimi de desubt. 4 pe 9 din 900 se cultivă cu 400. Griu. Adică e cam mai departe cu 4 pe 9 ori 900. Simplificăm 100 și e cam cu 400 griu. Hectare. Greu. Și acum o să fie 1400 minus 1900 și vom afla cât este sfecla. Dar nu e mai ușor dintr-o mie din 900 scădem pe 400? Din restul care a fost pe ăsta să scădem 400? Tu ai zis din 2400, e corect. Ai zis scădem și pe 1500 și primul să scădem și pe 400. Dar mai bine da, din 20. Sigur că da. Și înseamnă că o să fie 3. Deci restul 2, restul al 2, da.
Este 900 minus 400. Nu, era cu 500. Egal, vei scrie 900 minus 400, egal cu 500 hectare. Deci 500 hectare, 500 hectare, de cine sunt astea? De sfeclă. 500 hectare, sfeclă. Dar asta trebuie să rătăm în procente. Deci să exprimăm această suprafață de 500 de hectare în procente. Cât reprezintă procente în raport cu toată suprafața? Deci câte procente reprezintă în raport cu toată suprafața? Pentru asta trebuie să mă pregătesc. Ce înseamnă 10% din 100? Ce înseamnă 10% din 100 de lei? 10% tot îi împărțesc. 10 ori 100 tot îi împărțesc. Dar țineți minte mecanic. Dar 10% înseamnă că întregul, așa cum spuneți voi, a fost împărțit 100 și era 10. Dar deci știți cât înseamnă? Deci egal mai departe, cu 10 pe 100, că 10% înseamnă 10 pe 100, ori 100. S-a întâmplat așa și el decât te face, face 10 lei. Cât înseamnă 5% din 5% din 70 de lei? 5% din 70 de lei. Păi, 5,70. 5% din 70. 5 pe 100. 5% înseamnă 5 pe 100. Deci e egal mai departe cu 5 pe 100 ori numărul acela, ori 70. 70 și 4 la 5. Da. Sau pe 10. Da. Și o să fie 5 pe 10 cu 5 pe 10. Da. Deci e egal cu 5 pe 10. Și asta s-a mai întâlnit cu toți simplu. Acum se chema operație cu fracții. Deci face 1 pe 2. 1 pe 2 ori 7. Și egal cu 7 pe 2. Și înseamnă 3,5 lei, dacă vrei. Nu? 7 pe 2, 3,5. Câte clase acum 10 mai ales în învăța? Cât înseamnă? Nu am făcut 10 mai ales. Bun, atunci putea să rămas 7 pe 2. Cât înseamnă 12% din 60 de lei. Deci, cât înseamnă 12% din 60 de lei? Păi, o să facem 12 pe 100. Exact. 12 pe 100 ori 60. 60. Și era cu 0 de lei. Da. De undeva, 12 cu 10 se simplifică în 2 prin 2. 12 cu 10. 6 pe 5. 6 pe 5 va fi egal cu 6 supra 5. Ori 6. Ori 6. 6 pe 6 simplifică. Nu, cum se simplifică? Nu, nu are cum. Atenție, nu? Se muncește. 6 ori 6. 6 ori 6, 36. 36 pe 5. Deci rămâne 36 pe 5 lei. Dacă ar fi să împarți... Ar da vreo 7 lei și... 7 lei... 5, 35. 7 lei, virgulă. 360? Nu. 10, 5, 10, 20. 7 lei și 20 de bani. 7 lei și 20 de bani. Cât înseamnă? Hai să zicem cât înseamnă 5% din 120. Păi să facem același lucru. O să facem 5 pe 100. Deci egal cu 5 pe 100. Ori. Ori. 120. 120. 0 și 0 stai. Da. Și numai, o fie 15 ori 12. 5 cu 10 este 5. Simplifică și face aici. Și 1 pe 2. Face 1 pe 2. Ori 12 pe 1. 12 pe 1. Deci va rezulta 12.
pe 2. Să simplificăm muncă. Să simplificăm muncă și 6 pe 6, da. Da? Deci 5% din 120 înseamnă 6 lei. Deci copii, a afla un procent dintr-un număr înseamnă anume anunți valoarea procentului cu numărul respectiv și faci calculul. Da? Știți, corect. A afla. A afla. Un procent dintr-un număr înseamnă a înmulți procentul, care îl știi, înseamnă a înmulți procentul, pe care îl știm, nu? Cu numărul respectiv. Afla procentul dintr-un număr? A afla procentul dintr-un număr, cât e problema asta. A afla procentul, un procent dintr-un număr, înseamnă a înmulți valoarea procentului, adică fracția care înseamnă procentul, cu numărul respectiv. Da? Înseamnă a înmulți valoarea procentului cu numărul respectiv. Acum, o altă categorie de probleme. Hai, ne întoarcem la... Atenție, tot aici, tot aici. Vezi? Acum să dau rezultatul procentului și să aflu numărul. Uite, știm că 5% dintr-un număr egal cu 6 lei. Care este numărul? Notăm cu X. E 5 din 120. Deci 5% dintr-un număr, nu mai dau numărul acum. Știu că valoarea procentului o știu, da? Și numărul este 120. Numărul este, e problema inversă. Pentru că o vezi acolo, dar cum o rezolvi? Așa, așa. Este aceeași treabă. Deci 5 pe 100. Ori X, că nu știm, egal cu rezultatul. 6. Și de acum trecem la matematică, pur și simplu la operație cu fracții. Și zice, 5 pe 100 simplifică. O să fie... 1 pe 20. Ori X pe 1. Ori X pe 1. Cu 6. Ce aici ar însemna? Ar fi un... X. Deci vine X. Supra 20. Egal cu 6. Da. Ei, dacă am avea și la 6, 20 numitorul... Amplificăm, frate, că 6 pe 1 este aici. Amplificăm cu 20 și sus. Amplificarea nu s-a ceva de cealaltă. Uite, așa, da? Amplificăm aici și atunci înseamnă că X pe 20 e egal cu 120 pe 20, da? Pe 20, da. Au așa numitor și atunci înseamnă că X egal cu 120. Da? Vezi? Pur și simplu, nu știi pe ăsta. Înainte îl știam pe ăsta și aflam rezultatul. Acum nu știu din cine calculez procentul ca să-mi dea rezultatul. Știu rezultatul valorii procentului. Nu cumva e vorba de o relație foarte tare. Anume, procentul la sută, înmulțit cu X, cu un număr, egal cu rezultatul Y. Așa asta este marea problemă a lucrurilor. Deci, într-o astfel de relație vom fi două recunoașteri. Știm procentul, știm și pe X și aflăm pe Y. Altă dată, știm procentul, știm pe X și știm pe Y. Am făcut, ăsta a fost, da, aici a fost. Și altă dată putem ști pe X și pe Y și nu știm procentul. Asta avem noi acum. Zice, cât la sută reprezintă sfera de suprafață? Deci știm suprafața X, 24 de mii. Știm sfera... Că e 500. Sfecla, știm că este 500 și trebuie să aflăm procentul. Și acum scriem relația. O să fie X. Pe supra 100.
pe supra 100. Ori. Ori 20 la 2400, 2400 de hectare egal cu 500 pe acasă. Da, 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 500 hectare sfeclă. Că ne interesa care era procentul cu sfeclă. Da? Da. Asta e o relație matematică acum. Pe supra 100, pe supra 100, ori 24. Ori 24 de mii supra 1. Supra 1. 2400, domnul profesor. 2400, da. 2400 supra 1. Iar cu 500? 100 simplificat 100 de aici. Da, și va deveni. Pe ori 24. Pe ori 24 egal cu 500. Vom împărți pe 500 la 24. Adică pe de aici, egal cu 500, împărțim la 24. Este probabil la înmulțire. Pe egal cu 500, împărțim la 24. Și vă dau un număr. Ia să vedem când dăm. 24 în 50. Da, de 2 ori. De 2 ori, 48. Da, 48, 20, 0. 240, cred că e de 5 ori. Deci hai să facem concret ca să nu ne pierdem. 500 împărțit la 24. Și dacă, egal cu... Dacă scrie sub formă de fracții, domn profesor, ca să îi obișnuiți simplificați? Deci dacă scriam sub formă de fracții... Ca ei se obișnuiască, că vedeți că ei vor tot cumpărțit, tot cumpărțit, simplificăm. Așa. Hai să zicem așa. Pe ăsta, egal cu 500 supra 24. Da? Da. Și este egal cu... Deci simplificăm două prin, prin 4, chiar. Chiar prin 4. Corect. Da? Și face 5, într-o sută merge de 4 ori, 4, 20, nu? Da. Da. Prin 4? Da. Da. 125. Cât face 125. 125. Cât? 125 supra 6. 125 când merge în 400, nu? Da. Prin 6. 25. 125 supra 6. Adică pe 6. Adică nu se împară cu păi prin 5 nu, prin 3 nu, prin 6 nu, prin 2 nu, prin 3 nu, sau. Deci rămâne 125 pe 6. Așa ne-a așa a dat, 125 pe regie așa. Da, 125 pe 6. Ei, valoarea procentului acesta este cât? Deci ne trebuia procentul. Cât reprezintă 500 din 2400? Da? 500 din 2400, care e valoarea procentului de aici? Adică... Ne venim împărțim la 24. Păi tot acolo. Așa. Dă cu virgulă, nu? Da, dă cu virgulă, dar să gândim un pic. Deci, procentul pe la 100 ori x egal cu y. Pe la 100 acela, de acolo, pe la 100, înseamnă y împărțit la x. Deci, egal mai departe, Y cu care este 2400 de hectare, da? Supra 500 de hectare. Și face, și face 24 supra 5. 24 supra 5. Și 24 supra 5. Dă cu virgulă, de fapt. Da. Cam cât vine aici? În procente, cam cât ar trebui să fie aici? 24 pe 5? Ar veni 21. 24 pe 5 din 5. Am uitat rezultatele, dar nu înțelegeam de ce vrea să uitat. Cât era 21? Da. 20. Am uitat rezultatele. Acum am uitat și la rezultatele. Da, 21, dar de ce nu mi-e să mie aici? Nu, dar poate că nu mi-e să mie aici. Am găsit ceva la calcul? Sau
1100, 500. Am scăzut 400, 500, da? Da. Dacă dumneavoastră a dat 2500 de porumb și 400 de grâu, așa v-a dat și dumneavoastră? 2500 de porumb. Da. 400 de grâu. 400 de grâu și 500 de... Și 21%. 21%, deci 21 de grâu. 21% ar reprezenta, deci dacă e 21%, da, înseamnă 21 pe 100 înmulțit cu toată suprafața 2400, să fie egal cu cât am zis noi, cu 500, nu? Da, da. Printr-o 100 simplificăm și 21-24 să facă 500. Iată, nu e adevărat. 21-24. 21-24 nu fac. 504, da. Vedeți? Da. Este o greșeală de aici. Este o greșeală la lor. Așa trebuie să fie enaticul. Nu, nu, dă aici, nu mi-e să joc. Poate 2404, dar nu, când după aceea se dăm tot jocul. Nu, nu, nu e 21%, n-ar cum să fie. E 20%. Am făcut prova. Că 21 pe 100, poftim? Cred că e 20, ce nu mai contează. Deci 21 pe 100, da, înmulțit cu 2400 este suprafața totală. Da. Se facă 500 când ne-a dat 9 sfetla. Păi dacă noi punem acolo în loc de 21-20, cât dăm? 20-20, mai dă 500. Deci nu, nu-mi dă 500. Deci e o greșeală. Mm-hmm. De-a lor, nu am cum să spun decât atât. Că procentul pe la 100 e 24 pe 5, ăsta cum e și mie. Da. Că n-am... E 125 pe 6, nu? Pe 5 mă dat diferit. 100? Uitați, procentul ne-a dat 125 pe 6 inițial. De ce 24 pe 5? 125 pe 6. Și dacă împărțim aici... Așa. Și că dacă împărțim aici vine cât 2... 20 8, 6, 8, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, îl calculăm pur și simplu ca o relație matematică. Și ce mi-a dat 25 pe 6, 20,83, aproximativ, dacă vreți să luăm așa, 21%. Dar nu-i calculul exact matematic. Da. Cel mai bine ar fi fost să lasă 125 pe 6 la 100. Deci, ca să fiu exact, vă răspunde că procentul respectiv este 125 pe 6. Ca să fie clar. Pentru să fie exact copii, da? Deci să nu apară nicio discuție. La matematică nu poți să iei cu erori de astea, aproximări, exact. Ci aprindeți-vă în felul ăsta. Da. Ce rămâne de bază? De bază rămâne relația asta. Deci pe la 100 dintr-un număr X e egal cu rezultatul ăsta. Și în probleme, sunt trei tipuri de probleme. Atenție! Ți se dă procentul și X-ul și-l află pe Y. O primă problemă, da? Deci probleme, categorii, tipuri de probleme. Tipuri de probleme. Tipuri de probleme după formula asta, care o avem acolo. P la 100 ori X egal cu Y. Tipul de probleme. 1. Cunoaște. 2 puncte. P la 100 și X-ul. Da? P la 100 și X-ul. Aflăm Y-ul.
Adică ce scrim? P supra 100 ori X egal cu Y. Aflăm Y. A doua categorie de probleme. Cunoaștem P la 100. Știm P la 100. Și ce mai știm? Și Y-ul. Și aflăm X-ul. Și aflăm X-ul. X-ul. Și al treilea... A treia categorie de probleme. Cunoaștem Y-ul și X-ul și nu știm P la 100. X-ul, X-ul și Y-ul. Și aflăm P la 100, da? E P-ul ăsta. P la 100. Procent. Și dacă ați înțeles că e vorba de o relație matematică care două sunt cunoscute și aflăm de a treia și facem operații cu fracții, gata problema. Ați înțeles? Ori ea și a trei. Deci asta este, bine. Asta e mezul problemei și am pus tot rest. David, ea ajută cu domnul de tabla. Da. Și acum, asta ți-a fost voi? Da, asta ți-a fost, da. Nu se poate să facem. Și să vedem... David, tu ce ai? Are două dese, dar sunt ușoare, numai un pic să ne asigurăm că o înțeleg, cât vei să citi, domnul profesor. Nu-i facem ca cu altă, că sunt ușoare. De exemplu, exercițiul 6, David, de la testul 5. Arătați că numărul X, Y parat. Deci, arătați că X, Y parat plus X, Y parat plus 8X plus 8Y. 8X. 8 ori X, da. 8 Y. 8 Y. Da. Supra 9. Este natural pentru orice X și Y cifre date. Aparțin lui el, oricare ar fi. X, Y. X, Y, cifre. Cifre. Supra Y sau 9? Supra 9. Supra 9. Supra 9, da. Da, da, vede, vorbește. Da, nu, 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 scriam. Deci, arătați că fracția asta e totdeauna un număr natural. Nu, uite, să vedem. Da, e așa. La ce gândești? Lucrează, Daria. Da, tu lucrează înainte. Nu neapărat trebuie să și vorbim aici. Deci, povestea este așa. Ca să devină număr natural, ce ar trebui să se întâmple cu fracția asta? Ar trebui să îndeie ăla de sus un număr cu cifre adunate care se împarte la 9. Suma cifră se împarte exact la 9. Sau să lucrăm aici, să exprimăm în baza 10 și să iese nou un factor. S-ar putea. Dacă iese nou un factor peste tot, simplificăm cu 9 și gata problema. S-ar putea. Ia să vedem. Deci x, y. Încercăm. X, y plus 8, x. Deodată, da? Da. Hai să zicem fracția, nu? Să redactăm corect. Da. Adică plecăm de la ea. X, y plus 8, x plus 8, y. Totul supra 9. Este egal cu 10x, ai zis tu, plus Y, plus 8Y, totul supra 9. Și egal mai departe cu? Egal, m-aș gândi să dau din X-ul ăla. Nu te duci în termen 10x cu 8x? Da, 18x. 18x. Plus 9 Y supra 9 e egal cu 1. Și acum am pe 9. Sunt pe 9. Deci scoate factorul comun pe 9. Scoate factorul comun și o să iei 9 pe lângă. 2X plus Y supra 9. Simplifică. 2X plus Y supra 9. Bun. Mai ales mai bun, nu? Nu. Și ce este asta? Ce se întâmplă asta? Că nu este fracție, numai numitorul. Este un număr natural. Da, natural. Da. Hai să vedem o dată. Care a fost ideea? Ideea a fost să scriem în baza 10 și să avem baftă ca până la urmă să simplificăm. Da. Ideea de bază era să simplificăm. Da. Asta. Altul? Altul. Da. Un călător a parcurs în prima zi 8 km. Deci, în prima zi 8 km. Km. Și încă 3 pe 10 km. Plus
310 km. Asta în prima zi. Da. În a doua zi a parcurs 15 km. Și încă 7 pe 10 km. Și 7 pe 10 km. Și a ajuns la destinație. Care este lungimea drumului? Păi, așa, da. Deci, aș spune 8. Care este kilometri, da, plus 3, cât o parcurs în total? Păi și o subiect. 8 km plus 3 pe 10 km, deci 3 pe 10, da, plus 15 km. Plus 15 km. Și plus 7 pe 10. 7 pe 10. Și aș putea să-l adun pe 3 pe 10 cu 7 pe 10, mi-a dat un întreg, adică un kilometru întreg. Și aș avea 8 plus 15 plus 1, care mi-ar da 24. Nu știu cum e. Deci e simplu. A, deci știm, da? Da, am. Și atunci, dacă știe, determinat asta, determinat X aparține lui N stelar. Deci, cine este X? Să aparține lui N stelar. Cine este ăsta X din N stelar? Pentru care 1 pe 10. Așa încât 1 pe 10. Mai mic decât 10 de X. Mai mic decât 10 ce e X. Mai mic decât 1 pe 9. Mai mic decât 1 pe 9. Atât. Care este X-ul? Știm care e loc asta. A, 1 pe 9. Da. Deci, în fel, acolo ar fi 10. Să nu ne mai mic. Adică acolo am un întreg sau un X este din este la, da? N-are voie să fie zero. Așa. Și poți fi 1, 2, 3, 4. Ideea este că 10 pe X trebuie să fie teoretic sub unitate. 10? Pentru că adică mai mic cât 1 pe 9. Deci X-ul ar trebui să fie 10 pe X-ul unitară, da? Deci X-ul de unde să ia încolo? Așa să nimerim sau ce să facem? A, de puteți fi de la 11. Noi trebuie să găsim pe X-ul concret, între ce valori, ce facem. Daria, ajută-mă și pe mine aici. Deci avem 1 pe 10, mai mic decât 10 pe X, mai mic decât 1 pe 9. Ce idee îmi dai? Deci 1 pe 10, mai mic decât 10 pe X, mai mic decât 1 pe 9. O idee vreau aici. Dacă vă spun așa, 1 pe 2 e mai mic decât 1 pe 3? 1 pe 2 e mai mic decât 1 pe 3? 4 pe 2 e mai mic decât 1 pe 3, Davide? Părerea ta. E mai mare. Deci nu-i bine, 1 pe 3 nu-i mai mare, nu-i mai mic, e mai mare. Păi și acolo? O secundă. Dar de unde a provenit chestia asta? Noi știm că 2 e mai mic decât 3. Da? 2 e mai mic decât 3. Da, prin întoarcerea, de 2 pe 1 aici, da? Și 3 pe 1, poți să spun, da? Da. Inversând fracția asta, atunci se întâmplă ca 1 pe 2 da, să fie mai mare decât 1 pe 3. Deci prin inversarea unei fracții se schimbă sensul inegalității. Dar putem să facem o chestie ca să dovedim acest lucru. Putem să facem două segmente. Ca să nu vedem. Și ce puteți face acolo? O secundă, nu mai să punctăm asta. Mă întorc la acest lucru. Deci, prin inversarea unei fracții, prin inversarea două fracții, se schimbă sensul inegalității, da? Se schimbă, voi trebuie să plecați. Bun. Dacă plecați, o să aflați pe film. Dar 5 minute, de 5 minute, domnul profesor, da. Deci, inversarea, prin inversarea unei
inversarea a două fracții, se schimbă sensul inegalității. Dacă aici este mai mare, iată, e 2 înainte că 3, 2 pe 1. Dar 1 pe 2, mai mare decât 1 pe 3. Ei, aici, am să scriu asta echivalentă, să întorc fracțiile. Ar veni 10 pe 1. Iar 10 pe 1 mai mic decât x. 10 pe 1 mai, mai, mai? Mai mic. Nu. Mai mare. Mai mare. Da, 10. Deci 10 pe 1. Mai mare. Decât x pe 10. 10. Mai mic. Nu, se schimbă tot. Ha, mai mare. Decât? Decât 9 pe 1. 9 pe 1. Adică... Da? Deci observați încă o dată. Asta toată este echivalentă cu asta. Și acum... Știți ce ar însemna asta? Hai să o scrie invers ca ordine. Echivalent. Va spune 9 mai mic. 9 e mai mic decât 10. 9 mai mic decât, da, 10. Mai mic decât 10. 10. A scris în ordine invers. Adică ar trebui să-mi dai un număr. Aoleu, vreau. Stai, atent, vezi când găsim. Ce x să pun eu? Când împart la 10, vin din 9 și 10. Ce păi, dar nu se poate. Pentru că nu, nu se poate. Dacă eu pun, de exemplu, pe x 10, e 10, da. Acolo dăm 1. 1. 1? Care nu intră în 90. Da, dacă îl pun pe x 100, o să împărți la 10 și 10. Aaa. Deci maxim 100. Dacă deci x-ul maxim 100, că îmi dă 10. Mai mic decât 100. Dacă îl pun pe x 99, 9,9. Și care e mai mare decât 9. Dacă și pe x 99. Adică, nu poate. Deci poate să fie de la 99 până la 99. Asta era. Deci echivalentul fix aparține de la 99. De la 91 inclusiv, da? Da. Nu ține 91, 92 până la 99. 99 inclusiv. Deci toate elementele de la 91, 92 până la 99. Da. Da, vede. Haideți și tu, Daria, asta... Aici n-aș tot aici, da. Atenție multă. A fost o dublă inegalitate. O dublă inegalitate între fracții. Și ce fac eu? O transcriu, că nu-mi place când x-ul e jos. Deci nu mi-a plăcut când x-ul a fost la numitor, la bun, la numărător. Și ca să pot inversa fracțiile, atenție, se schimbă sensul inegalității. Asta mai mic, mai mic, se transformă în mai mare, mai mare. Se schimbă. Da? Deci 1 pe 10 e mai mic decât 10 pe x, mai mic decât 1 pe 2, se schimbă și vine 10 pe 1 mai mare decât 10 pe 10. Și scrim sensul de la mic la mare, adică face 9 mai mic decât x pe 10 mai mic. Și acum este mult mai ușor. Da? Deci este mult mai ușor. Sau altfel spus, cel mai rapid, mă așteptam la voi, să spunem că mulțim cu 10 șirul de inegalități. Mulțim tot cu 10. Deci 90 100. 90 mai mic decât x, mai mic decât 100. Mai mic decât 100. Deci trebuia să ne dăm seama că era la 99. Asta era foarte tare. Dar voi v-ați dus. Ce x să pun eu aici, încât să n-am greșit. Mai iau o dată. Pentru voi, că vreau neapărat să prindeți x-ul. Deci autorul spus, care este x-ul natural, așa încât să se întâmple chestia asta? Răspuns.